No, bună ziua! Spuneam că mi-este foarte dificil, domnul Florin, să tastez pe telefon sau pe calculator. Dacă observați contextul, Ioana Maria în brațe, trebuie să-i acord atenție. Da, metoda este foarte ușor dintr-un punct de vedere de implementat. Ținând seama, crește la timp trântorii pe anumită familie. Dacă facem o selecție masală, aș recomanda primele două familii care au ieșit în evidență cu punctaj maxim. Dacă mergem pe selecție legată de pedigree sau de linii, atunci aș lua în discuție clar familii care s-au calificat din linii performante. Să creștem trendurile și de dorit să fie crescuți, mai ales în funcție de sezon, cu 40-42 de zile înainte de momentul împerecherii. Atunci ei au în discuție au maturitatea necesară. Reginele de altfel trebuie să ajungă și ele la maturitate. Purtam pe Hangul și pe Life for discuție pe subiectul acestea. Reginele variază momentul de maturitate al lor, dacă vorbim de seminări instrumentale. Fiindcă o regină care să fie înseminată instrumental trebuie să fie cu aparatul reproducător matur. În schimb, subliniam că pornind din ziua 5-a, începe ovulația. Altfel spus, popular spus, regina intre în manifestarea căldurilor, dorinței de împerechere. Din ziua 0, de momentul eclozării, până în ziua 5-a, în micronuclee care sunt concepute atât cu urdiniși spre partea inferioară, adică spre pământ sau așa, și frontale, micronucleele au cel urdinișul frontal închis, iar cel inferior, deci din fundul micronucleului, setat cu gratia Hahnemann, încât regina să nu vadă lumina soarelui și nici să nu părăsească cele 5 zile micronucleul la zboruri de orientare. În prealabil, trântării au fost crescuți nu în familia care i-a luat, ci în familia numere crescătoare de trânturi, acordându-le posibilitatea de creștere și de zbor. Deci o familie aptă, sănătoasă, puternică, cu resurse proprii sau din alte familii, miere și păstură, în așa fel încât să fie de dorit să fie crescuți și să fie hrăniți bine. Noi practicăm undeva la maxim 2 rame de trânturi pe unitatea crescătoare, fiindcă dorim să fie apți. Și au și posibilitatea să-și facă zbor în interiorul cutiei și au posibilitatea să-și defece excrementele fără să-mi contamineze ramele sau cavitatea stupului, în sens ideea de a depune pe cuibul familiei sau creând spațiu anume pentru așa ceva. Am mai detaliat pe live-uri și nu vreau să mă repet, cine dorește să dezvoltăm subiectul, îl invit, e vineri, în live, e cu altă ocazie să intrăm în detalii. În altă ordine, idei, trântorii sunt dornici de asemenea să iese la zbor. Dacă urdinișul la micronucleu este frontal și are creatie de Hahnemann în urdiniș, am avut situații când reginele au căutat morțiși excitate de lumina soarelui să iese afară. Și am găsit și regine care au suportat o mutilare în încercarea de a trece prin Hahnemann. Cele care au trecut prin Hahnemann, în mod normal, nici nu sunt lăsate în micronucleu să ajungă până acolo, dar dacă a fost o asemenea scăpare, acelea sunt eliminate că nu au cavitatea toracică suficient de dezvoltată și acelea sunt pentru noi un rebut. În altă ordine idei, trântului de asemenea sunt luați în discuție să fie îngrijiți în mod special. Particularitatea metodei promovată de multe ori în literatura de specialitate, dar și de crescători, ține prin faptul că aceste micronuclee și familie de trântori sunt ținute în spații speciale cu temperatură controlată de până la 18 grade și sunt scoși afară, în areal, la momentul în care, în natură, trântorii nu mai circulă. Ei își vor face
Alvina își va face zbor și tot ce înseamnă activitate după amiază. Aceasta este particularitatea metodei. Cum îți gestionezi temperatura? Că ai o hală frigorifică, că ai o dubiță sau un tir frigorific sau alte lucruri, asta sunt particularitățile fiecăruia. Dar în altă ordine idei, din momentul în care au eclozat trânturii și din momentul în care au eclozat reginele, ele sunt păstrate în acel beci, în acea cavitate, în acea depozit, la temperatură de până la 18 grade, sunt scoase în afară, în areal, și se gestionează momentul de zbor al lor. În personal, eu gestionez puțin diferit, dincolo de aplicarea acestor controle de temperatură, în sensul în care familia de trântori mi-o dirijez, în special ca zborul de golire și de citarea lor să fie după amiază. Și se poate face lucrul acesta. Hei, mă opresc aici ca să pot să mă ocup și de fetiță. Sunt multe lucruri de discutat. Sper să reușesc să putem spune câteva lucruri pe subiectul acesta. Sincer, nu vreau să dau toate detaliile, fiindcă vreau ca fiecare care au ajuns acolo să împărtășească din ce am învățat. Eu nu vorbesc doar din ce am învățat, noi aici așa am făcut. Deci de 2 ani de zile noi aplicăm lucrul acesta și pe mine nu mă deranjează când arealul meu nu e acea zonă izolată în ghilimele. Nu sunt într-o stație montană, nu sunt într-o insulă. Da, toti. Suntem în câmpie și putem controla împerecherea și funcționează moonshine-ul sau perecherea la lumina lumii. Domnilor, îmi cer iertare, trebuie să întrerup discuția că Ana își cere și ea atenția cuvenită. Cu respect, vă salută Ionel. De la piscines.